Și o să mergem mai departe, însă vă ținem la curent cu imaginile momentului de la sediul Biroului Electoral Central, acolo unde știm că sunt liderii coaliției de guvernare umăr la umăr împreună cu europarlamentarii care se află pe lista pentru alegerile din 9 iunie. Așteptăm să vedem și care vor fi declarațiile făcute în momentul în care această listă va fi depusă la Biroul Electoral Central. Mergem mai departe.